Bine ne-am regăsit, dragi gorjeni, la o nouă întâlnire aici pe Tele3, o Ceea ce este emisiune. cu mult plăcere. Bine ne-am regăsit, dragi gorjeni, la o nouă întâlnire aici pe Tele3, o televiziune care și-a propus să facă un caleidoscop a ceea ce înseamnă viața socială, economică din Gorj și pentru a fi în ton cu tot ce se mișcă. Vom vorbi astăzi despre învățământ, pentru că, iată, nu mai departe de ieri am avut simularea pentru cei care vor absolvi 8 clase, denumită evaluare națională, fostă capacitate, iar urmează în foarte scurt timp să intre în focuri cei care vor susține simularea examenului de bacalaureat, cei de-a 11, dar și cei care mai au puțin și vor absolvi clasa a 12-a. Aceștia sunt în pregătire temeinică. Acum grupele de profesori pe domeniile pe care se vor susține concursurile acestea sunt în ultimele pregătiri ale evoluției elevilor, iar nu în ultimul rând, conducerile școlilor sunt cu pregătirile la cota zero pentru organizarea acestor concursuri extrem de importante, care sunt un barometru a ceea ce se va întâmpla la examenele naționale, adică evaluări clasa 8-a și 2-a, a 12-a bacalaureat în vară. Pentru a lua pulsul acestor evenimente, dar și pentru a vorbi despre alte aspecte din învățământ, l-am invitat pe domnul director, profesor doctor în istorie, Teodor Mergea, managerul Colegiului Tehnic numărul 2 din Târgu Jiu, căruia îi mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Bine ați venit! Vă mulțumesc frumos și eu vă mulțumesc pentru invitația care m-ați făcut-o și vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumim. Acum doar să știm că pregătiți un alt eveniment important, Olimpiada Tehnică, care se va desfășura la dumneavoastră în colegiu. Ce ne puteți spune despre această, să spunem, competiție a isteților în planul tehnic, pentru că avem nevoie și de oameni bine pregătiți în domeniul tehnic, pentru că aceștia, să spunem, sunt o bază a reașezării economice atunci când vor absolvi. Colegiul Tehnic numărul 2 Târgu Jiu școlarizează elevi din clasele 9-12, deci nu avem pentru clasele 5-8 și din această cauză, în săptămâna aceasta, nu am avut simulare la testarea națională, dar noi ne pregătim intens pentru simularea care va avea loc în perioada 7-11 martie anul acesta pentru bacalaureat, mai exact clasele a 11-a și a 12-a și, cum a spus și dumneavoastră, și noi am intrat pe linia dreaptă în ceea ce privește pregătirea pentru această simulare, deoarece încă din toamna anului trecut colegii mei au început această pregătire și sunt în curs de finalizare. Elevii, într-adevăr, sunt conștienți de examenele care îi așteaptă în vara acestui an. Mai întâi examenele pentru bacalaureat, iar după aceea și pentru admiterea la facultate. Și din această cauză ei depun eforturi deosebite pentru ca în vară liceul nostru să aibă rezultate deosebite la examenul de bacalaureat. Așa cum a fost totdeauna, pentru că dumneavoastră ați fost în topul liderilor pe acest examen extrem de important, dar și extrem de dificil în același timp, al maturității celor care termină 12 clase. Despre Olimpiada Tehnică, ce ne puteți spune, domnule director? O Olimpiadă care, iată, previne cinstea, dar și, să spunem, în același timp,
multă energie să puneți în slujba ei, și anume organizarea, desfășurarea Olimpiadei Tehnice Școlare. Sâmbătă 27 februarie se va desfășura în cadrul colegiului nostru Olimpiada Tehnică pe județ și la care vor participa elevi din toate liceele tehnice din județ. Și în prezent suntem în faza de strângere a listelor care ne-au fost trimise în mare parte de către colegii din Târgu Jiu și din tot județul Gorj la aceste discipline și noi le centralizăm, fiind organizatori ai acestei olimpiade, noi trebuie să organizăm aceasta așa cum se cuvine. Nu suntem la prima olimpiadă. Acum 2 ani am avut ultima dată la faza tehnică, iar Ce anul trecut. presupune, domnule director, organizarea unei olimpiade județene? Presupunem că logistic deja sunteți pregătiți, mai aveți în vedere ultimele pregătiri. Ce înseamnă pregătirea unei olimpiade și desfășurarea ei, găzduirea unei astfel de olimpiade extrem de importante de către unul dintre colegiile mari din municipiul Târgu Jiu, Colegiul Tehnic numărul 2? La această olimpiadă vor participa atât elevi, cum v-am spus, de la toate liceele tehnice din municipiul Târgu Jiu și din județ, și de asemenea, aceștia vor fi însoțiți de către profesorii lor, profesorii pentru disciplinele tehnice, care vor participa fie la atunci când se organizează dimineața sau când se controlează în funcție de disciplinele acestea. Deci aveți și profesori din alte unități care vin la Da. colectura lucrărilor. Elevii sunt însoțiți, v-am spus, în general de profesorii lor și Care au pregătit, care pot i-au să fie instruit. pregătiți acești elevi de un profesor, doi sau trei, acum depinde cum și-au organizat, pentru că presupune această olimpiadă și parte teoretică, dar presupune și parte practică. Iată un lucru bun, domnule director, profesor dr. Teodor Mergea. Iată, elevii nu vin doar să-și exceleze, până la urmă, abilitățile intelectuale, ci și pe acelea practice, îndeleniciri care sunt absolut necesare în orice meserie, pentru că atunci, la angajare, acum cei care fac angajării, patronii, institutele specializate merg în mare măsură pe demonstrarea de către candidata unor abilități și îndemânării de natură lucrativă. Da, și vreau să vă mai spun că sâmbătă, deci, va fi partea teoretică, vor fi, deci, 3 ore dedicate subiectelor, după ce le vor fi date elevilor, aceștia vor avea timp de lucru 3 ore și după aceea va urma partea de corectură la care participă profesorii și după amiază, pe seară, noi vom afișa rezultatele obținute. De asemenea, în ceea ce privește proba practică sau probele practice, acestea se vor desfășura pe parcursul săptămânii viitoare, tot în cadrul liceului nostru, în funcție de specializările respective. Și Pe ce se va atunci, da, domnule director? Pe mecanică, electrotehnică sau ce alte specializări? Pe automatizării. domeniul, vreau să știm că sunteți lideri pe piața educațională cu pregătirea viitorilor cofetarii, patiserii. Da, dar aici aceste meserii sunt dedicate școlii profesionale și nu vor participa aici La numai Olimpiada. liceele. Deci, Da. acestea, într-adevăr, noi, începând cu acest an școlar, am reușit să
constituind două clase, una pentru cofetarii patiseri, cealaltă pentru mecanic auto. Și vreau să vă spun că am reușit în toamna anului trecut, 2015, să încheiem convenții cu firme care fac cinste municipiului nostru și participă elevii la acestea, în cadrul acestora, când au practică. Și sunt încântați și le plac aceste meserii. Domnule director, la câți elevi vă așteptați să descindă la dumneavoastră pentru a-și excela calitățile teoretice și practice în domeniul olimpiadelor specialități tehnice? Am făcut așa un calcul sumar aseară, în jurul orei 18, cu cine se ocupă, doamna inginer din cadrul instituției noastre care se ocupă de pregătirea acestei olimpiade, și erau 46. Este posibil ca până joi, au termen dânsi, și să mai se înscrie și alți elevi. Eu cred că vor depăși 60 de elevi numărul dedicat acestei olimpiade. Domnule director, vreau să poposim mai mult acum la examenul simulare pentru bacalaureat, un examen care este o piatră de încercare, este un barometru, un mod de evaluare foarte concret a ceea ce s-a realizat până acum în pregătirea acestui examen, dar și ceea ce va mai trebui corectat din mers până la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Vreau să vorbesc despre pregătirea acestui examen simulare, despre susținerea simulării la clasele a 12-a, și știm că în premieră de anul trecut intră și cei de a 11-a în aceste testări de tip evaluare. Da, așa este. Este, de fapt, al treilea an de când participă elevii claselor a 11-a la acest examen. Ei vor participa la două probe din trei și acestea, deci au fost pregătite încă, au început să fie pregătite și aceste simulări încă din toamna anului trecut. Acum mai avem puțin timp până când se vor susține aceste simulări și în condiții specifice examenului din vară. Adică să le enumerați. Acestea constau în asigurarea camerelor de luat vedere pentru a transmite în direct. Da, în fiecare sală. De asemenea, în fiecare sală vor participa câte doi profesori supraveghetori și va fi constituită o comisie care se ocupă de pregătirea examenului, de problemele, dacă apar în timpul examenului, să fie lămurite rapid și să nu avem, eu știu, dificultăți care să se transmită negativ, inclusiv la inspectorat și la minister. Câte clase aveți dumneavoastră, domnule director, care vă susține acest... Anul acesta avem patru clase, de a 12-a și de a 11-a tot patru. Deci patru și patru. Deci opt clase vor intra în focurile simulării în săptămânile care urmează. Vreau să-mi vorbiți despre pregătirea. Cum s-a realizat aceasta? Știu că dumneavoastră ați mers pe pregătirii suplimentare la cererea elevilor, realizate de către cadrele didactice care predau la clasă. Un lucru extrem de pozitiv, pentru că acest fapt a determinat și o sporire substanțială a procentului de promovabilitate la bacalaureat pe care dumneavoastră l-ați imprimat în mandatul dumneavoastră. Cum s-au realizat pregătirile? Au fost ședințe programate sau
au fost organizate la solicitarea elevilor și cu încuviințarea cadrului didactic. Da, în fiecare săptămână, cadrele didactice, să zicem cele de limba și literatura română, de matematică, biologie sau geografie, acestea sunt disciplinele la care, cer scuze, se vor susține la noi examene de bacalaureat. Deci au organizat de comun acord profesorii împreună cu elevii din clasele a 12-a în special, dacă au vrut și cei de a 11-a pot să participe. Deci au organizat în fiecare săptămână asemenea pregătiri în funcție de orarul elevilor și al profesorilor. De obicei, imediat după ce se încheie ora 6-a, deci au loc asemenea pregătiri și elevii participă în număr, spun eu, rezonabil la aceste pregătiri și acestea sunt consemnate în nu sunt consemnate în catalog, sunt consemnate Sunt în condiții de prezență. condica de prezență și în procese verbale care atestă aceste pregătiri. Vreau să-mi vorbiți despre evaluarea lucrărilor. Aveți un grup de profesori care vor participa la evaluare, au trecut prin, să spunem, informări adecvate transmise de dumneavoastră pe filiera Ministerului. Sunt pregătiți evaluatorii să preia lucrările după ce se vor termina redactarea lor la clase? Da, sunt pregătiți și vreau să vă spun că în cadrul colegiului nostru toți profesorii de la aceste discipline participă și în fiecare vară și La toamna uneori la corectarea. corectarea lucrărilor de la bacalaureat, deci sunt profesorii care au gradul didactic 1, știu despre ce Este vorba, este vorba, cu mai ce ales se că dumneavoastră ocupă, le-ați transmis informările, circularele, cum se numesc, fără doar și de la poate. minister, vis-a-vis de ultimele noutății Da. legate de evaluarea Le-am lucrărilor. transmis și știu despre ce este vorba. Le-am și perioada în care va avea loc corectura. Este o perioadă mai lungă decât vara. În general, vara, într-o săptămână sau la română, dar la matematică și ultima probă sunt 3, 2, 3, 4 zile. Pe Le când aici se afișați, merge da. în jur de 10 zile până se corectează, Și le nu durează afișați? atâta. Le afișați sau le transmiteți până la nivel de clasă? Nu, le și afișăm, La vizier și procedăm la pe vizier site-ul și pe site și unității? la vizier și de asemenea vreau să vă spun că și în anii trecuți, dar și în acest an vor fi prezentate și în fiecare clasă aceste rezultate Veți de face și către. acele ședințe de evaluare în care invitați și părinții ca să le Da, comunicați. da, da. Deci vor participa și părinții atunci când organizăm aceste rezultate și de asemenea îi întrebăm pe părinți ce părere au pentru a corecta eventualele, eu Dacă știu, părinții probleme care vă apar vor acolo. solicita pe dumneavoastră ca director al unității să măriți numărul de ore de pregătire suplimentară, veți putea să achiesați la această propunere, evident cu acordul cadrelor pe care le Da, conduceți. numai cu acordul profesorilor, cadrelor didactice, pentru că altfel nu pot să impun eu, dar nu s-a întâmplat niciodată ca un cadru didactic să nu fie de acord să facă pregătirii cu elevii și chiar să suplimenteze dacă este nevoie. Și noi ne bucurăm dacă ne solicită aceasta, întrucât și rezultatele vor fi mult mai bune și prestigiul școlii noastre crește de la an la an. Domnule director, aveți un proiect gata, pregătit,
de lansare și anume un proiect pe mediu, un proiect pe design peisagistic, un proiect care, iată, vă face cinste, amenajarea parcului colegiului, pentru că acum ați amenajat imaginea liceului, ați reconfigurat-o, ați făcut o dotare, o revigorare a dotării din temelii, să spunem, la interior și acum vă orientați spre parc. Ce presupune acest proiect? Aveți perfectă dreptate. În anii anteriori, dar și în acest an, noi ne-am orientat spre aspectul exterior și interior al unității noastre, atât al clădirii liceului, dar și al căminului. Și dacă pe interior l-am rezolvat, căminul urmează în această vară. Am discutat cu reprezentanții primăriei municipiului Târgu Jiu să rezolvăm și partea exterioară. Are peste 25 de ani de când nu au fost efectuate lucrări de renovare și așteptăm să vină primăvara, să se facă cald afară și să demarăm acest proiect. De asemenea, am rezolvat la cantina liceului și interiorul și exteriorul. Nu mai sunt probleme deosebite și urmează la sala de sport, ca în primăvară, vară, să înceapă lucrările proiectului care a fost aprobat de 2 ani de zile, iar acum deși finanțarea începe, a fost aprobată și eu zic că până în toamnă și sala va arăta modernă, altfel decât este acum. Proiectul are circa 250.000 de euro finanțare europeană și ținând cont că deja sala este construită, doar îmbunătățirii și, eu știu, modernizării de ultimă oră. O redimensionare, o restructurare a spațiului și O restru. o reamenajare până la urmă. Da. De asemenea, și atelierele liceului nostru sunt amenajate, deci nu avem probleme deosebite. În ceea ce privește Parcul. acest proiect al parcului liceului nostru, care se află în fața clădirii liceului, la începutul lunii februarie am depus un asemenea proiect de reamenajare care costă câteva zeci de mii de lei și acest proiect va fi anunțat, dacă noi sperăm să îl și câștigăm, spre sfârșitul lunii martie și vom îmbunătăți, eu știu, atât aleile care sunt acolo, cât și arbuștii, vom pune Structura spațiilor alții verzi, culturi. Da, deci spațiile cu flori. da, și un gazon specific. Deci noi am făcut acest proiect, știți, întocmit, l-am și depus, ne-am gândit ceea ce trebuie. Dacă nu ne ajung banii, să zicem, că vedeți dumneavoastră, îți propui Alocația, ceva ca să da, alocația, na? da. Suma nu este foarte mare, dar e rezonabilă. După Vă aceea reorganizați din mers, cum ne spuneam. reorganizăm din mers și mai putem completa cu banii de la autofinanțate sau extrabugetare din fondurile proprii și eu zic că în vara aceasta se va schimba radical aspectul parcului liceului nostru. Activități extracurriculare, pentru că dumneavoastră sunteți un lider în acest domeniu. Dumneavoastră, pe tot parcursul anului școlar, chiar și în perioada vacanțelor, aveți proiecte extracurriculare care implică elevi, cadre didactice și, așa cum spuneați dumneavoastră, o menținere în actualitate a tot ceea ce înseamnă domeniul învățământului, educației, atât la nivel de școală, cât și dincolo de porțile școlii. Este nevoie, pe lângă activitatea aceasta profesională de zi cu
cu zi științifică, noi să desfășurăm și alt fel de activități, cum le-am denumit și dumneavoastră, și nouă ne place să le numim așa, extracurriculare, și mergând pe această linie, vom desfășura în primăvara acestui an și spre vară numeroase asemenea proiecte. Inclusiv... Să punctați câteva care sunt, să spunem, pe agenda dumneavoastră ca și importanță maximă, prioritate zero. Da, chiar... Sau care sunt mai aproape de sufletul dumneavoastră și al elevilor pe care îi coordonați. Da, pot să vă spun chiar pe parcursul zilei de astăzi, în cadrul liceului nostru, câțiva colegi inimoși au desfășurat două asemenea proiecte pe diferite teme în care copiii au fost antrenați și le place. Deci a participat și doamna director adjunct, a participat și doamna pedagog și doamna laborantă și colegii de la Protecția Mediului și au de asemenea în curtea liceului au demarat o acțiune din aceasta de amenajare specifică primăverii, cu băncuțe, cu, da, început de primăvară. Că... Vreau să vă întreb, pentru că pe site am primit alte întrebări, acum pe final, foarte scurt. Care e secretul faptului că la dumneavoastră nu e gălăgie pe coridoare? Păi, în primul rând, știți, să ne, noi, managerii liceului, în strânsă colaborare cu toți colegii, profesorii, diriginții, să avem grijă ca în pauzele care au loc elevii să se comporte în mod civilizat și să nu facă gălăgie, să, eu știu, să nu mai este pe la, mai vedem pe la televiziuni aspecte din acestea care nu fac cinste liceului, se mai și bat copii. Nu, noi nu avem asemenea aspecte și dumneavoastră sunteți aproape zilnic în liceul nostru, ați văzut, nu este gălăgie, nu fac, eu știu, doar în pauză merg și ei să-și cumpere de la chioșcul din interiorul liceului, dar nu... Ce părere aveți, foarte pe scurt, domnule director, de introducerea uniformei școlare? Știm că din toamnă există un proiect de lege în acest sens. În legătură cu aceasta au fost în repetate rânduri încercări de a se reintroduce uniforma în unitățile școlare. De fapt, cred că este impropriu spus uniformă, ci o ținută specifică fiecărei unități școlare. Și aceasta să fie aleasă, zic eu, de către școala respectivă, în colaborare cu elevii și părinții elevilor, și după aceea, de comună, dacă sunt de acord, eu aș fi pentru o asemenea ținută, și nu numai eu, și colegii mei ar fi, pentru că ați văzut și dumneavoastră ținuta pe care o poartă elevii în prezent, elevii din țara noastră, nu este cea adecvată este, unui să elev. Să fim prea diversificat. Da, da. Să fim, ca să fim rezonabil, da. Și... Da. Mulțumim mult, domnului profesor dr. Teodor Mergea, directorul Colegiului Tehnic numărul 2. Am făcut un caleidoscop a ceea ce se întâmplă în învățământ în aceste zile și mai mult decât atât, Olimpiada Județeană care organizează acest colegiu și care este una extrem de importantă pentru toată suflarea învățământului din Gorj. Mulțumim mult domnului manager Teodor Voicu, îl mai așteptăm pe la noi, iar noi ne revedem după o scurtă, foarte scurtă pauză publicitară.